Momente de șoc pentru o pensionară din București, femeia și-a găsit încuietoarea schimbată, iar în casă era mutată o familie cu șase copii. Deși proprietara a apelat la poliție, femeia intrată ilegal nu poate fi evacuată fără ordin judecătoresc. Întâmplarea a avut loc într-o casă din sectorul 5 al capitalei. Proprietara, pe numele său Maria, o femeie în vârstă de 65 de ani, a venit să verifice casa în care locuia doar fiul acesteia când se întorcea din străinătate. În momentul în care a vrut să bage cheia în ușă, femeia a constatat că ea la fusese schimbată, iar ușa a fost decupată. După ce a forțat ușa odată intrată în casă, Maria a rămas fără cuvinte. În casă era deja mutată o familie cu șase copii. Femeia care s-a mutat în apartament susține că stă cu chirie și că l-ar fi închiriat de la nora proprietarei. Însă pensionara a declarat că nici măcar nu are onoră. Întrebată dacă are contract, femeia a spus că nu se închiriază cu contract în ghetou. În aceste condiții proprietara a decis să apeleze la ajutorul agenților de poliție, însă familia care a intrat în mod abuziv nu a putut fi evacuată. Pentru această procedură Maria are nevoie de un ordin judecătoresc. După cele întâmplate, femeia a decis să vândă apartamentul, asta după ce va fi liberat de așa și noi proprietari. În acest caz, cercetările sunt continuate de secția 18 de poliție sub supravegherea parchetului pentru infracțiunea de tulburare de posesie. Alertă de plo